Obezitatea ar putea fi recunoscută ca boală cronică în țara noastră. Propunerea aparține Forumului Român pentru Obezitate. Potrivit ultimelor date, în țara noastră peste 4 milioane de persoane suferă de obezitate. Silviana Baicu a analizat subiectul și vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Silviana. Bun găsit! Miza recunoașterii obezității ca boală cronică este legată de faptul că o astfel de măsură ar deschide calea pentru elaborarea unor programe naționale de sănătate. În plus, aceste programe naționale, ca și în cazul cancerului sau al altor boli cronice, primesc alocări bugetare consistente. De altfel, prin măsura de politică publică considerată de Forumul Român pentru Obezitate ca fiind cea mai importantă, se urmărește dezvoltarea unui program național privind controlul obezității, prevenirea, dar și tratarea. Iar datele sunt tot mai îngrijorătoare. Experții Organizației Mondiale a Sănătății susțin că obezitatea în Europa este deja o epidemie în curs de dezvoltare. De ce s-a ajuns în această situație? Măsurile de izolare pe termen lung sau mâncarea cu mulți carbohidrați în porții cât mai mari au crescut alarmant numărul persoanelor supraponderale. Printre țările cu cei mai mulți adulți supraponderali se numără Turcia, Malta, Marea Britanie, Ungaria, Lituania, Cehia, dar și Bulgaria. Nici la noi situația nu este mai bună. Potrivit raportului OMS, aproape 60% dintre adulți sunt supraponderali și unul din trei copii de vârstă școlară are greutate mai mare decât cea normală. Mai exact, o treime dintre copiii cu vârsta între 7 și 9 ani au o greutate mult mai mare, iar băieții sunt mai numeroși decât fetele. 200.000 de cazuri de cancer provocate de obezitate sunt înregistrate anual în toată Europa. Silviana, mulțumesc foarte mult!